Tânăra poetă pe care noi am descoperit-o, fiind în juriu la Festivalul Concurs Republican Floarea Omeniei, dedicată lui Grigore Vieru. Ana Maria Halupneac de la Soroca a învins detașat prin un poem dedicat creației lui Grigore Vieru, pe care l-a scris contra cronometru în timpul acestui festival concurs, și lucrarea ei într-adevăr a fost aplaudată, a fost îndrăgită și de Raisa Vieru, soția regretatului poet, eternului nostru poet național Grigore Vieru. Ana Maria Halupneac. Vă salut pe toți și vreau să vă spun că sunt încântată să aud un vers frumos. Versul e extraordinar. E extraordinar. E o delectare a sufletului să stau astăzi aici cu așa oameni, o energie nebună, în aer, în muzică, în vers, în tot. Și mi-am amintit de o poezie pe care am scris-o anterior și pe care astăzi o văd aici. E lumea asta plină de izbeliști, ce de pământ, de fine, tot desparte, punând la orizont culori, priveliști, peste priveliști, nebuloasa noapte. Dar nu e totul tot așa himeric, există ceva sfânt în lumea asta, ceva ce acoperă acest întuneric, e arta și divinitatea voastră. Deasupra notelor, deasupra armonie, voi luminați mai sincer decât toate, împrăștiind atâta ferie, izvorul născător de eternitate. Uitați-vă în jur, pentru că este un rod din munca voastră de o viață. Căci versul e un vis, e o poveste fără sfârșit, și plin el de speranță, ai voștri umeri sprijin generații, al vostru glas ne-a îndrumat în toate să se înalțe sfintele aspirații, iar Domnul facă-vă la toți dreptate. Și încă un vers vreau să vă spun acum. E dedicat eroilor care au luptat prin cuvânt, zbura glonțul, ei solidar neamului au cântat, nu se uitau la nimic, Ion și Doina Alte Teodorovici. Ogorul care ne hrănește și un plai natal ce curge din ogor, căci colo în zare neamul meu muncește, cântând pe Doina și Ion cu dor. Avem o limbă și o valoare, două văpăi și un singur unison ce se revarsă în strune de chitară sub numele de Doina și Ion. Un singur Dumnezeu ne-e credință, căci El ne-a dat pământul roditor și o Doină și un Ion spre biruința de a-L apăra pentru un viitor. Avem o limbă sacră strămoșească și doi piloni ce-o sprijină în pământ. O, bucură-te, pasăre măiastră! Ion și Doina cântă și-n mormânt. Mulțumim, într-adevăr, ați susținut o cauză bună. Da. Shook up, ah, ah, yeah, yeah.
Maria. Oh, yeah. I'm all shook up. Ana Maria, vreau să spun că era să uit textul. Și acordele. Dar ea nu v-a cântat încă. Păi s-a rugat să vă cânte. Vreți? Dacă să vă cânte, să vă cânte ceva. Vreți? Cine face? Ne cântă! Nu ne face. Următorul București! Facem pauză după aniversarul care a strâns toată lumea. Dar nu prea mare? Ce vrea Maria, ce vrei să spui, Ana Maria? Cred că pregătește și ea un cântec, mă gândesc. Ați auzit? Are de toate darurile. Are, are. O, Doamne. Când dă Dumnezeu, apoi dă. Dacă nu ține cu dar, nu mă dar nu poate să ajung cu a trecut acolo. E și frumos. O minune, și de la Soroca, de pe Mamina, pe Cetatea. Mi-a plouat atâta timp deasupra inimii de foc. Inima de foc, n-am niciun regret. Însă spune lui că până astăzi îl aștept. În același loc, la același geam, unde el cu drag privea cum eu cândva veneam. Timpule, te rog, măcar pe un moment, ia clipa de amor și o transferă în prezent. Lacrimă acum, nu mai zăbovi, curgea gale cât nu s-au ivit zorii de zi. În al nopții van, de îl vei găsi, zică țin deschisă ușa-n fiecare zi. Doamne, te implor, la tine mă rog, dă-mi cea clipă sau distrugem inima de foc. Știu că cer prea mult și că-i evident că tu ești și simt că ești, tu ești, dar ești absent. Sufletul nebun te vrea pe tine iar și iar. Încerc să previn, dar totul este în zadar. Căci noi doi zburam iubindu-ne la infinit, dar tu ai plecat, eu am căzut și s-a sfârșit. Plouă de atunci și eu te strâng fără de noroc. Picuri grele cad, norii de lacrimi stau pe loc. Chiar dacă nu ești, prin gând răspunde-mi, eu te rog. Când plouă din nou, inima de foc. Ploaia s-a oprit, fără de noroc. Mi-a plouat atâta timp deasupra inimii de foc. Inima de foc, n-am niciun regret. Însă spune lui că până astăzi îl aștept. În același loc, la același geam, unde el cu drag privea cum eu cândva veneam. Și o transferă în prezent. Sufletul nebun te vrea pe tine iar și iar. Încerc să previn, dar totul este în zadar. Căci noi
extraordinară pe care am descoperit-o, stați un pic, făcând o activitate cu directorul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca. Deci e inginer, autorul muzicii și m-a inspirat să scriu versul. Și am insistat. Am insistat eu când. Nu fac muzică, nu m-am ocupat niciodată, dar am insistat. Eu când. Atât. Că eu am deja nepoate, nu mai pot să iau. Băia frumos! Ce să-i facă? O minune de făcut! O minune! Doamne!